Miercuri, pe 25 mai, de la ora 11, se dă startul Festivalului Național de Carte Axis Libri. Peste 50 de standuri cu cărți vor fi prezente pe alea pietonală dintre Nespălata și Elice, care vor însuma 240 de edituri românești, dar și din străinătate. Și chiar este evenimentul cultural numărul 1 al Galațiului și anume derularea, desfășurarea Festivalul Internațional al Cărții Axis Libri, ediția 8-a, care va avea loc în perioada 25-29 mai, anul curent, pe cunoscuta deja esplanadă dintre Peuri, care conduce spre Dunăre. Esplanadă, iarăși o informație inedită, care se va numi în 2 săptămâni, se va numi Esplanada Axis Libri. Festivalul Axis Libri își propune să stimuleze interesul pentru lectură, să cultive satisfacția dialogului viu între producătorii și consumatorii produselor culturale specifice, dăruindu-le bucuria întâlnirii cu cei mai cunoscuți scriitori prin organizarea unor dezbateri deschise pe teme de interes cultural, care să aducă în atenție cele mai recente apariții editoriale. Programul târgului constă în ateliere de creație și concursuri cu premii pentru copii și tineret, lansări de carte, spectacole, recitaluri de poezie, muzică, tombolă și alte surprize. Anul acesta venim cu peste 240 de edituri, cu peste 10.000 de titluri de carte și, nu în ultimul rând, cu numeroși și valoroși scriitori, editori și personalități din domeniul culturii și spiritualității românești. Pe scurt, mă gândesc ca ce să-l aduc pe domnul academician Nicolae Breban, care are un proiect de anvergură și anume România citește.ro. De asemenea, vine cu o prelegere despre Don Juan, Aura Christi, de asemenea, academicienii cunoscuți din Republica Moldova, deci cei de peste Prut, în frunte cu domnul academician Mihai Cimpoi și lista continuă. Cea de-a 8-a ediție a Festivalului Național al Cărții Axis Libri este organizat de Biblioteca Județeană Vea Urechea în parteneriat cu editura Icon, sub patronajul Ministerului Culturii, cu sprijinul Consiliului Județean, Consiliului Local și Primăriei Municipiului Galați, al sponsorilor și în colaborare cu Centrul Cultural Dunărea de Jos, Universitatea Dunărea de Jos, Inspectoratul Școlar, Palatul Copiilor, Teatrul Muzical Nae Leonard, Teatrul Dramatic Fanny Tardini, Teatrul de Păpuși Gulliver, Muzeul Istoriei Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Vizuală, Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură a Studenților și cu celelalte instituții de cultură și învățământ gălățean.